La școala din Brănișca, un elev de 13 ani a fost tăiat. Atacatorul este un coleg de școală cu probleme psihice. Incidentul s-a petrecut în timpul orei de chimie. Elevul de 13 ani a fost înjunghiat în spate marți, chiar în sala de clasă. Băiatul a reușit să se ferească, astfel încât rana a fost destul de ușoară. Cu toate acestea, minorul a avut nevoie de îngrijiri medicale. În prezent, băiatul se află acasă sub îngrijirea părinților. Atacatorul său este în clasa a 8-a și are tot 13 ani. În ora de chimie, doamna profesoară l-a invitat la noi la oră. Și atunci el a prins o țigară, s-a dus la geamă fumată și doamna profesoară a zis să iasă afară. Și atunci când a ajuns lângă mine, a scos cuțitul și mi-a lovit în spate. Și a spus, următorul este colegul meu de bancă. Păi nu, el face prostii pe hol și atunci trebuie să intre într-o clasă. Și așa se calmează el fumând? Da. Și profesorii știu asta? Da, știu. Nu știu dacă acceptă, dar n-au ce să-i facă. Spus că l-a invitat pe copil înăuntru ca să fumeze o țigară. Cum să? Și numai să deschidă geamul. Așa a spus profesora? Da. În clasă? Să fumeze da. O țigară în clasă? Da. Ce oră de chimie era? Chimie, mi se pare. Și așa se practică aici la școală? Nu știu. Nu știu, la noi nu se practică. La profesor, era frică de dar și pe maică-sa. La maică-sa a fost aici, astăzi când am fost noi toți părinții. Spus că și pe ea o fugărea noaptea de acasă. Băiatul a mai avut probleme de comportament și în trecut, dar s-a încercat reintegrarea sa în rândul elevilor. Copilul ăsta are problemele lui și oricând poate să agreseze și pe stradă și oriunde, că e liber. Ce măsuri ați luat? Păi v-am spus ce măsuri am luat. Deci copilul a plecat din școală. La ora 12 s-a urcat în mașină și a plecat acasă. Elevii susțin că fuma pe coridor și a fost invitat de doamna profesoară de chimie în clasă să fumeze. Nu e adevărat. Deci nu, el de fumat fumează, fără discuție, dar n-a fumat niciodată în școală, afară, o fumat. Dar profesorii lasă în clasă să fumeze pentru a se calma? Nu. În prezent, atacatorul a fost dus la un centru din Timișoara, unde urmează să fie evaluată starea sa mentală. Copilul este de evidența noastră din anul 2010, când, datorită unor evenimente petrecute în comunitate, distrugeri și tulburări de comportament, a fost instituită măsura de supraveghere specializată în familie, fiind inclus într-un program de consiliere psihologică și tratament NPI, la un medic specialist de neuropsiatrie infantilă. Reprezentanții biroului în regim de urgență, DGASPC Hunedoara, spun că tânărul agresor este înregistrat în evidențele instituției pentru fapte de distrugere și a beneficiat de supraveghere specializată în familie pentru o perioadă de 3 luni. În anul 2011, minorul a fugit de la domiciliu, a absentat de la școală și a prezentat semne de agresivitate. Din acest motiv a stat o bună bucată de timp într-un centru de primire urgențe, după care a fost reintegrat în familie.